În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos a înviat, drept măritorilor creștini. Noi citim în Sfânta Scriptură cuvintele: cel ce nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, că Dumnezeu este iubire. Cuvinte luate din Sfânta Scriptură. Deci a-L iubi e un lucru foarte important. Și fără iubire, nu ești cu El. Nu ești pentru El. Nu umbli cu El. Nu lucrezi în via Lui. Nu ești în ogorul lui Dumnezeu. Ce mult înseamnă să ai iubire. Că Dumnezeu este iubire. Dar ce iubire are Dumnezeu față de noi? Mare. Uneori nu putem înțelege de ce e așa de mare. De ce? De ce e așa de adâncă, de ce e așa de largă, de ce e așa de constantă și așa de multă? Zicem noi și față de cine nu trebuie, are iubire. Dar haide să judecăm pe alții. Noi zicem, Dumnezeu de ce arată iubirea față de unii? Că nu trebuie. Că așa zicem. Nu merită să aibă. Așa îi judecăm noi și zicem noi. Nu trebuie. Dar dacă nu trebuie, hai să analizăm. Când noi eram dușmani cu Dumnezeu, pe Iisus îl trimite Dumnezeu pe pământ pentru noi. Nu meritam. Noi n-am meritat. Să nu fi trimis dacă n-am meritat. L-a trimis, vezi? La noi, la oameni. Și n-a meritat, n-au meritat oamenii, dar i-a trimis. Dumnezeu este iubire. Și apoi, toți suntem făptura Lui. El ne-a făcut, El ne-a zidit. Și și-a dat iubirea față de noi. Iar un părinte bun iubește copiii ori și când. Și acea întâmplare, acea pildă, că a fost odată un tânăr și rămâne de tată orfan, îl crește mama. Când se face mai mare, credea că cine e el. Și trebuie să nu mai asculte mama. Intră într-un grup de copii și făcea ce nu trebuie. Și apoi el a ajuns în fruntea lor. Și iată că face multe rele la alții. Și este prins, judecat și se spune, se dă sentința. El trebuie să fie spânzurat, așa cum era atunci cândva. Deci își pierde viața, așa. Și să dăm doar oamenii să vadă exemplul acesta, cum este acela pedepsit, cel ce a făcut multe rele. Și cum s-a adunat mulți oameni, judecătorul stă acolo și i-a citit sentința, s-o audă toți. Și a zis acel judecător, este cineva prin dumneavoastră care să țină partea lui? E de cineva. Adică că nu merită să nu-i aplicăm pedeapsa. Oamenii au suferit multe din cauza lui. Multe. Ei și a lor familie. Și atunci acel a zis, știind, cunoscându-i, cine trece mâna sus că nu-i de acord cu pedeapsa lui? Și totuși, o mână se ridică. Și toți au fost surprinși. Cum de se ridică o mână să fie împotriva pedepsei la acela? Tâlhar mare, hos mare, răufăcător mare, ce-a ucis, a furat, a prins. Cum să fie împotrivă? Să nu fie el pedepsit. Și iată, judecătorul a întrebat în locul tuturora, nu vrei? Și a zis, nu vreau. Nu vreau să primească pedeapsa asta, nu vreau. Și e întrebată, era o femeie, cine ești dumneata? Și răspunde, sunt mama lui. Oricâte rele a făcut ea, el,
și acum o să sufere, totuși ca mamă îl iubea și nu voia să moară. Nu voia să-l vadă în suferință, spânzurat. Nu voia să-l vadă, că îl iubea, că era a ei. Așa Dumnezeu iubește pe orice om. Dragostea lui e mare, că e de părinte, ce ne-a zidit. Și suntem ai lui. Noi poate nu înțelegem, dar este. Dacă luăm așa un exemplu sau două din Sfânta Scriptură, m-a auzit de prorocul David. El, om al lui Dumnezeu, dar a căzut și în fapte rele și le-a făcut. Odată armata lui era plecată în luptă cu dușmanul, iar el stătea acasă. De obicei trebuia să fie regele în frunte. Și așa era totdeauna. El era în frunte, la armată, lupta pentru țara lui și pentru cei ai lui. Dar atunci a ales David să stea acasă, nepăsător. Și a trimis generalii să lupte, să conducă oștirea, iar el sta nepăsător. Și odată s-a urcat deasupra pe casa lui, că atunci bătea briza să sândă răcoare, vede o femeie pe altă clădire că își făcea baie și a vrut-o pe aceea. Prunjele să fie adusă. Și adusă. Și stă cu ea. Soțul ei pleca la război și vine acasă soțul. Și el îi spune la cel, ai venit bine, du-te acasă. El a zis, nu mă duc acasă. Tovarășii mei stau la luptă și o să mă duc acasă? Nu mă duc. L-am bătat, du-te acasă, nu s-a dus. Când a plecat la război înapoi, îi dă David o scrisoare. Deci o da la generalul tău scrisoarea asta. Să o citească. Ce scrie în ea? Generale, pe acest soldat ce îți aduce scrie scrisoarea, când te duci prima dată la un atac, îl pui în frunte. Și apoi te retragi și îl lași pe el acolo singur. Să moară. Practic, omul își ducea sentința la moarte, el cu mâna lui. Dar semnată de David. El a semnat-o. Vedem că acel om a murit. David parcă a și uitat. Dumnezeu să-i trimite la el, îi trimite la el pe un proroc al său, pe Samuel. Printr-o povestire îi arată ce înseamnă a face rău. Ce înseamnă omul care se poartă rău cu asemenea lui. Și spune acea poveste, știți, erau acolo un om sărac, avea o oaie și un bogat de lângă el avea o turmă întreagă. Când vine cineva la bogat în vizită, taie oaia de la acela, nu de la el. Și zice David, acela să moară, să plătească tot și să moară. Și spune Samuel, tu ești acela. Tu ești. Și atunci David a zis, să mă ierte Dumnezeu. Și s-a îndreptat spre Dumnezeu cu pocăință, s-a întors la Dumnezeu, recunoscându-și fapta. Dumnezeu care-i dragoste, îl iartă. Îl iartă. Mare dragoste Dumnezeu și ne și zicem, dar de ce? Lui și s-a întors înapoi, ca la un tată zicând, părinte, iartă-mă. Și a scris David, Psalmul 50, miluiește-mă Dumnezeu după mare mila ta, nu după a mea, după a ta. Și îl citim și noi de multe ori și îl auzim, David l-a scris atunci, în căința lui, în rugăciunea lui către Dumnezeu. Dar oare nu merita să fie pe de... Onești.
Întreabă el, cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. S-a întâlnit cu Iisus, iar el s-a schimbat de tot. S-a schimbat. Din acea zi a început să-l predice pe Iisus, să îl facă cunoscut pe Iisus. Și a fost în stare să moară pentru Iisus. Și a dedicat toată viața doar lui Iisus Hristos și bisericii lui. De aceea n-a fost pedepsit. Ci iată, a devenit un vas ales. Vedem că dragostea lui Dumnezeu este deosebită. Dar mai mult, dacă privim, ne mirăm și ar zicem, a fost acel tâlhar de pe cruce. Tâlhar. Câte rele a făcut, nu știm. Puține sau multe, nu știm, dar a făcut. Iar acel tâlhar, când celălalt vorbea de rău pe Iisus, a zis, de ce o face asta? Noi pe merit stăm aici, am făcut rele, merităm să stăm. Dar Iisus nu merită. Noi merităm, că am făcut. Recunoaște faptele. Vede în Iisus pe Fiul lui Dumnezeu, pe Dumnezeu adevărat, răstignit pe cruce. Și se și roagă. Tâlharul se roagă. Se mărturisește că a greșit, că e pe drept acolo. Se roagă la Iisus Hristos. Spune-și, Doamne, că merg în împărăția ta. Și Iisus îi spune, azi vei fi cu mine în rai. Ce mare e dragostea de Dumnezeu. Uneori nu înțelegem, zice, Doamne, dar nu merită. Dar dragostea merită. Că ea se coboară oriunde la ceea ei. Și toți suntem ai lui Dumnezeu care e iubire. Dar toți se coboară și vrea să ne ridice la El. Dacă de la rău s-a îndreptat, dragostea coboară la El. Și l-a pus acolo unde trebuia. Mai mult decât atât. Oamenii au fost răi. Zicem, în vremea lui Noe, răi. S-au dus în iad. Dar Iisus, când a fost mort pe cruce, viu era cu sufletul, mor cu trupul, s-a dus cu sufletul sau cu Duhul până la iad, la cei din vremea lui Noe încă, la cei ce erau acolo la toți s-a dus. S-a dus să le ducă Evanghelia la toți. Ce înseamnă iubirea? Se coboară până la iad. Nu doar aici în lume, ci la sufletele din ea se duce până acolo, că vrea să le scape și pe ele de acolo. Că n-a mers degeaba numai să-i vadă. Că știa Iisus că-s acolo. N-am doar să-i, gata, vedeți că-s aici. Din potrivă, să lucreze ceva pentru ei. Și zice Petru asta, că Iisus a dus la iad. Petru zice în epistola sa. Și tot Petru zice în epistola sa. Și de aceea s-a vestit Evanghelia la ceilalți, la morți. S-a vestit Evanghelia la cei morți. Le-a dus cuvântul său. Deci n-a tăcut. A lucrat pentru ei. Se încă și pentru morți, dragostea lucrează. Cine nu iubește, nu lucrează pentru ei. Și de ce nu știm? Dumnezeu pe nimeni nu pune deoparte, pe acesta nu-l vreau. Dragostea nu zice pe acesta nu-l vreau, numai pe acesta, ci pe toți. Până unde coboară dragostea de Dumnezeu? Coboară până la iad. Să nu uităm, poate suntem răi de multe ori. Noi, care trăim astăzi. Dar oricum ar fi, Dumnezeu ne-a dat un înger păzitor, nouă. Poate ne jurăm pe Dumnezeu, dar îngerul se întristează, dar tot rămâne cu noi. E trist, doar ce în spatele, tot îngerul e cu noi, să ne păzească, să ne ferească, să ne spună, oprește-te, stai. Când suntem de răi, Dumnezeu nu zice gata. Așteaptă Dumnezeu. Că nu voiește moarte și păcătos, doar că să fie viu. Asta vrea Dumnezeu. Asta vrea dragostea Lui. Nu să fii, să te piardă, ci să te câștige. Ce mult lucrează dragostea. Face minuni. Nu ne dăm seama de multe ori ce înseamnă dragostea. Luăm un exemplu mic. Mic, parcă de copil. Era cândva un bunic. Și avea nepoți mai mulți. El stătea singur, dar nepoții veneau să-l vadă și se bucurau de el, să stea împreună cu el, să-i audă povestind, jucându-se cu ei.
Și din jucăriile lor multe a păstrat bunicul. Le ținea lângă pătut, lângă patul lui jucăriile, să-și amintească de ei. Într-o zi vin nepoții, vin la el, le-a povestit. Ce să le dea? Orice le dădea era bun. Le-a dat niște nuci. Le-au spart, au plecat, apoi vine seara. Bunicul se culcă, dar iată că cineva din sat îl ura pe bunic. Și acel cineva plăti pe un tâlhar să-l omoare. Ce te duci? Au plecat nepoții, el e singur, te duci să-l omori. Și acela luă în bani, s-a dus, a intrat în casă, noaptea. Bunicul dormea. S-a culcat mai devreme și apoi, deși somnul era ușor la el, dar nu l-a auzit, că a intrat tiptil. La un moment dat s-aude un trosnet. Când s-a auzit trosnetul, bunicul s-a trezit. N-a știut ce trosnet s-a auzit. S-a trezit și a întors capul și a văzut pe acel hoț cu cuțitul în mână. Lângă el, jucărie copiilor, era și o pușcă de jucărie. Și o ia pușca și o dreaptă, ce? Stai că trag! Ala când a auzit și a văzut acea pușcă, n-a știut că nu e adevărat că e de jucărie. Ala a stat și a spus, te arunc jos, arunca jos. Și a strigat bunicul pe vecini și au venit și l-au prins. Iată, îl duc și acela smărturisește, uite ce am venit să fac, de ce am venit. Și bunicul se întreabă totuși, ce trosne s-a auzit în casa la mine când a venit hoțul? Că dacă nu s-a auzit, m-a omorat. Copiii, nepoții, când au plecat, au făcut ei curat, dar pe jos s-au uitat coș de nucă. Când a venit hoțul, noaptea fiind, când a călcat pe lângă coș de nucă, acela au scos un trosne că s-au spart. Și acelea l-au trezit pe bunic. Și a zis, ce bine e că au venit nepoții la mine, că mă iubesc. Iubirea te poate scăpa de multe și îți poate da viață. Dar ca să-ți dea viață, trebuie să o ai, dacă o ai. Dar dacă nu o ai, oare ce viață îți poate da răutate? Dragostea îți dă viață. Și simți că o trăiești, simți că există. Ce importantă este ea pentru toți. Cu cât mai mult, dragul Dumnezeu, este mai mare, e mai de folos și mai bună. Să o înțelegem că o are. Nu vrea pierderea niciunui om, ci întoarcerea fiecăruia și să fie viu. Asta vrea Dumnezeu. Cu deoarece coboară la noi la fiecare, dar să-i oprimim și să o răsplătim tot la fel, cu dragoste. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.